La întrebare, părinte, să vă spun că în calitate de consilier local am PNL, am afirmat că grupul politic PNL din Consiliul Local susține subvenționarea prețurilor apei calde până la începutul sezonului rece și acordarea acestei subvenții și pentru sezonul de iarnă 2023-2024. Am susținut și data intrării în vigoare acestei subvenții pentru apă caldă, data de 15 iulie, însă raportul de specialitate de la Direcția Economică ne spunea că nu putem să adoptăm acest proiect pentru că nu avem prevedere bugetară. Întrucât prevederea bugetară se poate face până la 1 iulie, am propus ca la începutul săptămânii viitoare, pe 3-4 iulie, să ne întâlnim cu toții pentru a analiza modalitatea de rectificare a bugetului local, astfel încât să putem rezolva problema urgentă a societății de transport, călători, transport public, TC, pentru a putea face și a achita o parte din datorii și a face eșalonarea pentru a evita intrarea în insolvență și pentru a rezolva și problema facturilor de la termo pentru a putea cumpăra gaze ieftine pentru a menține prețul la gigacalorii. Astfel încât această amânare se încadrează și în prevederile legale, pentru că, repet, nu puteam să adoptăm o proiect de hotărâre fără să avem prevedere legală și se încadrează și într-un rațional, adică are la bază un raționament de a structura bugetul local, astfel încât să finanțăm cele două servicii prioritare, și anume transportul public de călători și serviciul de termofigare. Mulțumesc!